Bună ziua și bine ați venit! Astăzi mergem la o plimbare pe Calea Victoriei cu academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, care în câteva zile va atinge frumoasa vârstă de 100 de ani. Suntem fascinați să descoperim Calea Victoriei așa cum arăta cu decenii în urmă. Vă urăm vizionare plăcută! Uitați-vă aici! Clădirea asta din spate. Este ce-a de aici? Primul bloc cu locuințe, bineînțeles, e făcut în stil eclectic, e cel mai vechi bloc din București. După a început un secol. Cam din ce an? E că la începutul secolului, nu știu, eram născuți. Deci înainte de 1920. Și lângă avem o clădire superbă. Aici, din păcate, este mascată. Aveți Palatul Cantacuzino, făcut de arhitectul Berindei, în stilul acesta, Ludovic al XIV-lea, cu niște interioare foarte frumoase, cu frește, în care a locuit... A locuit George Enescu, cu nevasta sa, Maruca Cantacuzino. După aceea aici s-a născut Bâzu Cantacuzino, marele aviator, în timpul războiului și erou militar, și care a avut și el o fată care s-a născut aici, Marioana, care a făcut multă pușcărie în România, dar care totuși a reușit să meargă în Franța, unde sub numele de Oana Orlea a făcut o carieră literară foarte interesantă. În acest palat, cum vreți să-i spuneți. După aceea s-au făcut tot felul de recepții, tot felul de primiri. Chiar și regele Mihai a fost primit aici de câteva ori. Este un palat cu istorie. Aici era o casă cu țărida, pe terenul Brâncove, Cantacuzinești, la care a fost părăsit, ajunsese rușinea Căi Victoria. Din fericire, acum se face un nou bloc. Mergem înainte. Mergem. Asta e o casă cu cariatide, care aparține Patriarhiei Ortodoxe. A fost o casă filiti. Casa filiti, care este interesantă, pentru că are o curte interioară, dacă încercați să intervați. Dacă deschide, încercați. Încercați, cereți voi. Nu, casă. N-a vrut. N-a vrut. Noi am intrat înăuntru. Da. Înăuntru e o casă veche. Da. Este o casă foarte frumoasă în spate, cu niște turulețe frumoase, vechi. E o casă, casă ferrariotă, meritat de văzut, dar în fine. O grădină, restaurant. Aici este o casă fără istorie, dar o repar acum. Aici este biserica Sfântul Vasile, fără istorie, o biserică regustorească. Aici este o casă a Ghiculeștilor, care a fost dată drept onorarul marelui avocat Disescu, de la care a fost naționalizată și unde acum se găsește Institutul de Istoria Artei al Academiei, condus de profesorul Silvan Ionescu. Un institut interesant, dar nu prea e bine îngrijit, după cum vedeți. Aici, unde spune aia, era o casă a lui Filipescu Vulpe cu un turn, așa rotund, care a fost dărâmat pentru a se construi pe locul ăsta viran un bloc. Care a fost dărâmat în epoca de după comunism. Era un bloc mare,
comercial. Pe vremea aceea, cred că nu era și clădirea aceasta. Era. Aici, Calea Victoriei, cea de la nostru, era Piața Victoriei aici, acum. Casa asta este fără istorie. Este casa de alături. Este o casă ghiculească în care a locuit Ecaterina Trubețcoi. Ecaterina era o ghiculească măritată cu mărășalul principe Trubețcoi rus. Este menajul n-a durat mult, fiindcă el s-a racomorit într-o bătălie. A locuit multă vreme aici și casa mai are un deosebit interes, este că în această casă a cântat Franz Liszt. Franz Liszt a fost la București în vizită și a dat un recital aici, în această casă. Acum e în reparație. Da. Avea un balcon. Casa aceasta este fără istorie. Ba nu, asta este, să văd. Casa mea. Casa asta este casa băiatului generalului Manu, Constantin Manu, care era un om foarte cultivat, un om foarte inteligent și un bun pianist. Și dădea mici concerte aici, recitale. Și casa era un adevărat muzeu, o colecție de tablouri splendidă, pe care le-a luat când s-a raționalizat în 49, le-a luat, s-a luat și s-a prăștiat toate aceste tablouri care nu se mai cunosc. Aceasta e o casă făcută de un aventurier lanș venit de la Marsilia, ajuns în București, adică de fiul lui, care a ajuns boier în Țara Românească, a ajuns vistiernic și a făcut clădirea aceasta, care este foarte frumoasă. După aceea a vândut-o lui Vernescu, care era un om politic românesc, iar Vernescu a vândut-o statului. Și ani de zile aici au fost un minister, Ministerul Economiei. După când au venit comuniștii, la un moment dat, nu știu ce au făcut, trebuiau un hotel, și după aceea, sau un fel de, un fel de restaurant și formă un cazinou. Și cazinoul a rămas, a fost revendicat și sunt tot felul de dispute. La casa este foarte frumos. Are și grădina asta frumoasă din spate. Casa asta de aici, casa asta de aici este una din cele mai frumoase case de pe Calea Victoriei, făcută de boierii grădișteni. Și după aceea a ajuns casa Dica, pentru că doamna grădișteană s-a măritat cu nepotul Ion Dica, scriitorul, și a fost a ghicureștilor până ce comuniștii au naționalizat. După aceea, aici, în casa aceasta, a fost o fundație și cred că și acum este o fundație, Ion Ghica, făcută de un elvețian. Deci e o casă grădișteană, devenită casă Ghica și una din cele mai frumoase case din pe Calea Victoriei. Aici este un parc care a fost pe proprietățile goleștilor. Din fericire, a rămas parc și e bine să fie parc și a fost numit Parcul Ion Ghica, pentru că este fundația Ion Ghica care l-a amenajat și care l-a făcut așa cum se găsește acum. Aici este o casă din 1872, destul de ciudat. În jurul ei sunt tot felul de zvonuri. Se zvonește că înainte de a fi
construită în 1872, a fost o casă în care a trăit principesa Bagrațion. Principesa Bagrațion era fiica unor români, măritată cu principele Bagrațion, care a murit și care a fost amanta lui Kiselev, generalului conte Pavel Kiselev, cu care a făcut două fete. Una din fetele lui Kiselev a devenit mama generalului Listului Ștefan Grăceanu, cealaltă fată s-a măritat cu mama scriitorului Alexandru Odobescu. De aceea sunt sigur zvonul că Odobescu ar fi locuit în casa aceasta. Asta e zvonul. Casa asta din Scos a aparținut lui George Duca, fratele lui Ion Duca, primul ministru asasinat la Sinaia. Aici au fost casele lui Filipescu Vulpe, altă acela care avea și cele din colt, și în care la începutul domnului Carol I s-a instalat Academia Română. Și este sediul principal al Academiei Române. În dosul ei s-a construit aula și cu anexele ei. Aici aveți o biserică, Biserica Sfântul Nicolae Tabaco, care mai zice și Biserica de Blesteme, pentru că aici se obișnuia să facă blestemele. Acum nu trebuie să uitați că pe vremuri foarte multe acte civile de donații, testamente, etc., se încheiau cu blesteme. Și de multe ori blestemele se făceau în această biserică. Aici este casa în care a locuit Barbu Catargiu. Barbu Catargiu, mare politician conservator, prim-ministru, care în 1862 a fost asasinat de dealul Patriarhiei, de prefectul Nicolae Pivescu, la ordinul lui Cuza. Una din porcările mari pe care le-a făcut Cuza. A fost asasinat. Aceasta este casa de Barbu Catargiu. Are un monument și pe monument scrie totul pentru țară, nimica pentru noi. Asta era deviza boierilor care erau politicieni. În spate aici, pe vremuri era o clădire care era un institut de educație pentru fete și se numea Institutul Botreanu. Iar aici unde sunt pomii ăștia în spate, aici, în spatele pomilor, era o casă a lui Belu, Ștefanica Belu, cel de la Urlat, și care a dat-o cadou Academiei, unde era biblioteca Academiei, dar care a fost zguduită de cutremur și a trebuit să fie rasă de pe pământ. Asta este o casă ceziană. Cu povești. Această casă, în anii 40, era ambasada germană. Din această ambasadă germană a fost ambasador Fabricius, cel care a controlat pe Carol al II-lea. După aceea, în această casă, a fost ambasador Killinger, care a locuit aici și a controlat guvernul legionar și pe Antonescu, și care după 23 august, când a făcut lovitura de stat, s-a sinucis aici împreună cu prietena lui. După aceea aici a fost un teatru, cred că scrie așa, un teatru de comedie sub comedie. Comuniști, după aceea a fost revendicată și acum este cumpărată de o societate germană. Acolo sunt fundațiile Brătianu, cu statuia lui Brătianu făcută de Mestrovici.
care se găsește într-o situație cu era pământă inadmisibilă. Aici era o casă de însemnată, a fost dărâmată și s-a făcut locul acesta. Iar casa de aici este casa normală, un grătaș. Casa Domnul Paul. Da. Cum îi zice? Monteoro. Așa, casa Monteoro. Aici erau niște bogătași de pe Valea Buzău, de Buzău. Monteoro. Fata lor s-a măritat cu Lăscăruș Catarziu și amândoi locuiau în această casă. Erau foarte buni prieteni cu Mihai Sadoveanu. Și când au venit comuniștii și au naționalizat casa, Sadoveanu a aranjat în așa fel încât să există un fel de târguială. Ei au donat casa statului și în schimb au păstrat dreptul să locuiască în ea până la sfârșitul vieții. Scăruș Catarziu a fost după aceea bănuit că s-a făcut comunist și a făcut jocul lui Mihail Sadoveanu. Aici este casa unui grec bogat romanit din epoca fanariotă, care după un timp de a vândut-o statului și ani de zile aici a fost Ministerul de Finanțe. Eu aici am apucat Ministerul de Finanțe și a fost până la era comunistă. Și chiar și la era comunistă a funcționat ca Ministerul de Finanțe. La partea aceea avea chiar niște o policlinică în care am dat consultații. După aceea a fost transformată în sediu pentru colecțiile muzeale care au fost furate de comuniști sau de la colecționare particular și care sunt prezentate aici într-o formă foarte frumoasă. Aici este o intersecție care a fost schimbată foarte mult de Gheorghe Gheorghiudăș. Aici unde sunt florile la galbene era o casă în care locuise pe vremea Maria Obrenovici, mama regelui Milan al Serbiei și fiica marelui Ban Balș la Iași, la care a fost ani de zile amanta lui Cuza, care i-a dorit chiar și doi copii pe care Cuza i-a recunoscut. Deci, Maria Obrenovici a locuit aici până la 11 februarie, când au fost expulzat și când s-a dus în Germania, unde a devenit doamna de onoare a împărătesei Augusta și după aceea s-a sinucis când a aflat că are cancer. Lucrul ăsta oribil nu exista, exista o casă boierească foarte completă și pe urmă exista fațada Palatului Șterbei. Gheorghe Șterbei și-a făcut un palat care este aici și care avea o esplanadă foarte frumoasă cu un jedou, cu un fel de corp de gardă. Carol al doilea, care nu putea suferi, a hotărât să lărgească Calea Victoriei. De-a lărgit-o de aici până la Casa Romanit, numai ca să-i strice fațada lui Șterbei. În această casă, în timpul războiului, a locuit și unul din ginerii lui Șterbei, George Boxall, care era șeful serviciilor de spionaje engleze și care în turnulețul ăla avea chiar un post de radio, emisiune și recepție. Asta le știu direct de la Boxall. După aceea a fost și una din casele conspirative pentru lovitura de stat la 23 august. Și o casă cu povești. Forma a fost naționalizată, a fost la un moment dat Muzeul Ceramicii, acum a fost recuperată, a cumpărat-o cineva care încearcă să o reconstituie. În casa asta de aici a locuit George Calvorano, mare actor.
și avea un pat și deasupra patului avea spada cu care jucau rolul Ștefan cel Mare în Apus de Soare. Aici, pe undeva, a fost casa banului Bălățeanu, bunicul bunicului meu, care și-a făcut casa, și când și-a făcut casa, și-a făcut și balconaș. Pe vremea aia exista o lege dată de Ipsilante, balcoanele să n-aibă, să nu fie închise, să nu fie acoperite. Aici a fost pe vremuri, în timpul lui Ipsilante, casele banului Bălățeanu, bunicul bunicului meu. Că orice casă vrea să-și facă un ciardac, un balcon. Dar exista pe vremea aceea o lege a lui Ipsilante să nu faci balcoane închise. Pentru că se vedeau cu cicvalele turcești, și Ipsilante vrea să dea un aspect european pe Cureștiu. Și atunci am găsit procesul, au venit cu 10 barboieri să controleze casa, să controleze balconul, au măsurat, au cazat. Am ajuns la concluzia că era un balcon exact corect. Așa că am vrut să public chestiunea asta în geat și așa cum o să public așa ceva, când Ceaușescu a dat și el o lege în care nu ai voie balconele închise. Alături de acolo era un magazin Gioconda, cu obiecte italienești. Avea un succes nemaipomenit. Toate cadourile se cumpărau la Gioconda. Casa a doua acolo, a doua casă, e casa lui Vasiliu Bolnavu, unul dintre oamenii cei mai bogați și mare filantrop. Uite asta. Casa asta a fost a unui mare, mare ziarist, Toma Ionescu, și filantrop, și om de artă. Dar mai are o casă pe șoseaua Chisălăf, unde se găsește sediul Partidului Social Democrat. Și după aceea, într-o serie de peripetii, a ajuns să fie sediul grupului de social, de gândire social, așa ceva, care este un fel de fundație culturală, a fost editată și revista 22. Aici sunt case rezidențiale și comerciale fără istorie. Aici multă vreme a fost un mic loc viran. Un magazin mare, și aici erau case relativ mici, boierești, fără istorie. Aici, pe strada asta, a locuit Elvira Godan, mare actriță, cu soțul lui Emil Prager, un cei mai mari inginer instructor. Și tot pe această casă, stradă, se găsește o casă făcută de niște evrei, ca un carmiț farmaceușiș, dar care a locuit Nicolae Ceaușescu, bătrâne Ceaușescu. Aici, unde este această mare hotel, a fost o succesiune de clădiri mari. Întâi aici era ceea ce s-a numit Palatul Mica, făcut de generalul de Gigurtu, și care avea o particularitate. La parter avea una
în cele mai celebre cofetării, cofetăria Nestor. Cofetăria Nestor a fost una din marile cofetării ale Bucureștiului, unde se întâlnea toată intelectualitatea română, stăteau la tac-a-tac, la discuție, unde se întâlneau oamenii de afaceri, unde se întâlneau oamenii politici aici. Alături a fost un hotel care se numea High Life. Și alături de el, spre Palatul Mercal, exista un hotel care se numea Imperial. Nu exista deschiderea asta largă a spre Balbu Șterbei. Erau niște străduțe mici între lucruri mica și între hotelul High Life, între lucruri High Life și Palatul și Hotelul Imperial și între Hotelul Imperial și Palatul Mercal. Aici, chiar în locul ăsta, se găsea unul din cele mai mari hoteluri, Hotelul Splendid, care aparținea unui proprietar care se numea Stănescu, care mai avea un bloc și pe strada Regalor. Un hotel mare, zice, High Life Imperial. Și strada era închisă, erau niște străduțe mici care coborau. Aici, în stânga, aveți cel mai celebru hotel al Bucureștiului. A fost construit la începutul secolului 20 era, după niște schițe ale arhitectului Bradou, imitând hotelul Lutetia de la Paris. El a fost făcut de către un arhitect mare, Schuschnigg, care el l-a construit. Era cu totul altfel decât era acum, era un palat în stil Art Nouveau. La un moment dat a fost restaurat de către Carol al Doilea, cu banii lui Carol al Doilea, cu banii mai multe ordonători, de către arhitectul Duil. Acum o să-i spui de hotel Atene Palace. Arăta cu totul altfel. Era împodobit cu picturi, cu desene, cu statui pe margine sus, ca hotelul de bar din Babel Epoch. Am locuit și eu în ele, am de zile. Pe vremea când era în stilul pe care mai are încă un hotel splendid din Europa, Pera Palace de la Constantinopol. De la Pera Constantinopol și Atelier Palace apărea la aceeași companie. După aceea a intrat în aceeași companie cu hotelul Boulevard și cu hotelul splendid. Încă aveți Ateneul Român. Povestea Ateneului Român, toată lumea o știe. Dați un lup pentru Ateneu. Cum? Dați un lup pentru Ateneu. A fost un efort foarte mare pe care protipendata română, toată aristocrația română, elitele române și-au făcut, au dat bani, s-au adunat și s-au făcut această clădire și fresca din interior. Să știți că în interior există o frescă făcută de pictorul Popescu de la Pitești și care este o istorie pictată a României și pe care comuniștii au vrut să o distrugă. Din fericire a intervenit patriarhul Justinian și a spus lui nu distruge, acoperă. A acoperit-o și să fie redescoperită, Ceaușescu a redescoperit-o și a repus-o în circulația publică.
Ori la concertele, mari cântăreți, mari dirijori, mari pianiști, are un trecut istoric extrem de important pentru istoria culturii românești. A fost și sediul Societății Ateneului Român, care a fost o societate de știință, de cultură, enciclopedistă, pe care comuniștii au sus desfințat-o pentru că nu le convenea. Acum întoarcem așa. Acum aici. Stai. Aici, pe locul ăsta vinar, era o clădire foarte frumoasă, în stil eclectic, mare, care avea o clădire asemănătoare pereche în partea cealaltă și era clădirea centrului universitar, între două mari clădiri, care făceau o potcoavă în partea palatului. În potcoava aceasta, la bază, era o cafenea celebră, cafeneaua Corso, făcută după modelul cafenelor de la Viena și era o frumusețe. Iar la etaj a fost la un moment dat jocă clubul și după ce a fost automobil clubul regal român. Copilul a fost condus de către Jean Mitilideu și care, în timpul războiului, a servit și un fel de spital. Această clădire a fost dărâmată de Carol al II-lea, îți a deschis de perspectiva palatului. În spate, aici, după Pobia și așa, în spatele clădirii Corso, era restaurantul China, unul din cele mai celebre restaurante din București. Aici, unde este statuia, era o casă boierească mare, unde locuia Olimpia Lahovari. Olimpia Lahovari era soră cu bunica mea. O casă mare, cu prăvării jos, boierească, care a fost dărâmată între timp, ca să se facă esplanada aceasta în fața palatului. Aici era Corso. Clădirea asta care a fost distrusă în timpul Revoluției din 1989, a fost refăcută și este Casa Centrală. Este una din realizările mari ale lui Carol al II-lea, care nu trebuie să uităm că a fost un rege al culturii. A sprijinit fundațiile regale, a fost Biblioteca Națională și așa mai departe. Și una din clădirile sistemului său cultural a fost această clădire, unde se găsește acum aici era o statuie a lui Carol I, făcută de marele sculptor iugoslav Mestrovici, la care a fost distrusă de către comuniști. Această statuie a fost făcută de către sculptorul român Florin Codre și a fost realizată și construită în mare parte datorită puternicelor influențe pe care le-am avut eu cu Bărban Tătorescu și cu Bărban, care sunt consemnate pe socul statuii, că e că am intervenit pentru ca să facă această statuie. Și în fine s-a pus această statuie în locul statuii din Mestrovici, s-a refăcut astfel de dreptate a elului care a făcut România modernă.
aici e Palatul Regal. Înainte, în locul acesta, erau casele lui Golescu. Când a venit Carol I, în 1866, s-a stabilit acolo. După aceea a construit alături un palat regal destul de somptuos, pe care a ars și s-a distrus. Eu l-am apucat ars. Și pe ruinile respective, Carol II, cu arhitectul Exlescu, au făcut acest palat, care este un palat impresionant și care a restabilit prestigiul monarhiei. Aici era palat, o clădire simetrică cu corso, încât la parter era o bancă și era un magazin de pielărie. Cizme, șei, mănuși, pantofi de piele. Aici era o mică casă grăceană, neimportantă, și aici, mascând biserica, era hanul Crăturescu. Aici era un han, nu se vedea. În copilăria, în tinerețe, avea nu se vedea biserica. Era o clădire mare, hanul respectiv, pe care, pe urmă, Carol al II-lea a pus să fie dărâmată. Și ani și ani de zile a fost aici un gard de lemn oribil ca la țară, care masca șantierul unde se restaura de către arhitectul Peter Balș această biserică, această bijuterie care este făcută de doamna Anca, una din fetele lui Bergovean. Biserica aparținea fundației Crețulescu și Crețulescu, în contextul administrării fondurilor. Fundația respectivă a construit galeriile acestea, care nu existau și care coboară până jos în strada Brezaiană. Și unde sunt succesiile de spații comerciale, succesiile de birou și spații de lucru. Galeriile Crețulescu sunt ceva în a doua jumătate, după cel de-a doua, după primul război mondial. Hotel vechi, care se numea Hotel Frascati. Iar aici era un hotel care se numea Hotel Metropol. Era o bancă și pe urmă era o casă Vanic. Și s-a ajungea la strada Rodale. Deci, Hotel Frascati, Hotel Metropol, Casa Vanic. Aici, pe strada Câmpineanu, s-a aflat prima mare cofetărie din București, Tsiolkovski. E tip vienez, pentru că existau cafenelele turcești, care erau mai ales pe podul Bilicului, jos, unde veneau turci. Tsiolkovski. Și alături de Tsiolkovski, la un moment dat, Caragiale își făcuse și el o berărie, Gambrinus. Gambrinus lui Caragiale a fost aici, nu pe regază din Angela. Nu se l-a zălat, nu ca de rata. Asta a liber. Nu era negustor. Deci aici a fost Gambrinus, a fost Tsiolkovski. Iar aici a fost Casa Vanic, în continuare a fost o, cea mai celebră drogherie, băcănie din București, care e Dragomir Niculescu. Nu exista clădirea asta, exista o clădire Casa Vanic și alături o altă clădire unde era... Asta a fost făcută de Dragomir Niculescu cu banii pe care i-a câștigat, pe bana băcăniei pe care o avea acolo. Și unde ai găsit tot ce se găsește la Paris. I-a ducea cu vagoliu, stridi, icre negre, tot ce vrei găsi la Paris. Și pe la ora 11-12, așa, toată protipendata română care se plimba pe Calea Victoriei,
mergea la Dragomir Niculescu să iau o stare. A fost una din cele mai celebre băcării și loc de întâlnire al publicului. Adică ne-am întâlnit aici în Teatrul Național, care a fost o realizare a intelectualității românești și unde au jucat actori mari, nu numai din România, au fost aduși actori din Franța, au fost aduși actori de la Viena, sau la concerte. Adică a fost un teatru super, eu l-am apucat și am mers la asistată. Din nefericire, a fost bombardată germani după 23 august, pe răzbunare pentru capitulare de România. A fost o tragedie. Dar niciun regim politic n-a vrut să le refacă. Nu l-au refacut. Până la urmă, Răzvan Tăzărescu a obligat pe cei care și-au construit hotelul respectiv să refacă fațada teatrului. Aici, pe panta aceasta, staționau birjele cu cupele, știți? Iar aici, în față, staționau birjele cu capota aia care s-a ridicat. Deci aici aveați birje și acolo aveați cupele. Aici a fost un hotel vechi, se numea hotelul Broft. Și în acest hotel Broft a fost reținut ca prizonier Osman Pașa după căderea Plevrei. Deci, după aceea au venit... Elias a cumpărat zona și a făcut hotelul Continental, care este unul din cele mai frumoase hoteluri din București. Teatrul a spus? Cum? Teatrul Național a spus, era acolo și au jucat mari actori. Aici. Asta. Ok, dar a zis de Teatrul Național, că a jucat mari actori. Asta-i fațada Teatrului Național. Aici era Teatrul Național. Teatrul mare de tip european, de tipul operei Garnier de la Paris. Aici, clădirea asta, care o vedeți aici, a fost un hotel, se numea Hotelul Hâng. Care avea jos, la parterul, restaurant. În restaurantul acesta, boierii români l-au ademenit pe colonelul Beldiman, care era comandantul poliției Bucureștiului, l-au dus în fund și l-au închis acolo la o masă, în timpul în care s-a dat lovitura de stat de la 11 februarie, care a răsturnat pe Cuza. Prefectul poliției era la hotel Hâng. După aceea jos a fost o cofetărie mare, cofetăria Rigler. Rigler era frate cu bunicul meu. Și am făcut aici una din cofetăriile și cafenele mari ale Bucureștiului. Aici a fost un hotel făcut de un negustor, hotelul de englez. Și are o particularitate, că este străbătută de un gang. Gangul ăsta este dincolo, străbat. Aici a fost stația Casa Otetelășanu. Otetelășanu, un boier mare, bogat, avea o casă mare, frumoasă, o grădină mare și era celebru pentru balurile pe care le dădea. Când a divorțat, a rămas cu amândouă nevestele. Așa că a rămas cu vechea doamnă. În acest spațiu, după ce a murit, s-a făcut un fel de restaurant, grădină de vară,
la care au venit toți mari cântăreți, toți mari dizări, se petrece aici. Dar la urmă a fost un patinoar. Până a venit societatea engleză, americană de telefoane, și a construit blocul ăsta. Asta este un pasaj. Pasajul Victoriei? Da. Aici organizase de pasajul Andronescu o cantină în timpul războiului, în pasajul Victoriei. Aici, clădirea asta a fost clădirea lui Jean Feder, nu asta, cealaltă de la colț. Cel mai mare magazin de muzică de România. Aici găseai piane, trompete, viori, partituri de muzică, dacă găseai și biletele pentru teatru și biletele pentru operă. Stai. Înainte aici au fost două clădiri importante. Întâi aici a fost un palat, Palatul Ghiculeștilor, în care a locuit și a dormit Caragea Vodă. Aici palatul care avea fațada strada Academiei și unde avea un fel de punct așa pe care trecea direct în capasul bisericii dintr-o zi, de sus. După aceea, alături, era o sală de spectacol, sala Bosel, care a fost celebră în toată perioada finală a Galoților. Acolo se vedeau spectacole, acolo se vedeau recepții, acolo se făceau tot felul de nunți, așa le numea, sala Bosel. Aici erau clădiri care închideau teatrul care se vede acum. Aici nu se vedea. Era mascată niște clădiri rezidențiale, fără istorie. Iar dincolo se află Hotelul Majestic. Stai aici. Este un hotel care a aparținut familiei Lahovari. Asta e hotel majestic făcut de turci, de-aia aveți aici statuia lui Ataturk. Aveți că pe Calea Victoriei avem statuia lui Ataturk. Păi, aici a fost statul de comedia lui Cărăbușa lui Tănase. Aici a fost Sănaț, aici a fost la fel de multe ori la spectacolul lui Sănaț. Este teatru mare. Iar acolo jos, la colț, era un atelier de fotografii. Gutenberg Meirovici, care a fost primul atelier de fotografii care a făcut fotografii în culori. Dar bineînțeles nu se fotografia în culori, se fotografia în alb și negru și culorile se puneau cu mâna. A fost un fotograf celebru, Gutenberg Meirovici. Aici era hotelul Capitol. Aici a fost mănăstirea Solidarului, o mănăstire veche românească, preluată de către greci, prost exploatată,
și care tribuța a ajuns atât de deteriorată, încât calul a treia a derumat-o și a pus să se facă cercul militar, care este unul din monumentele Bucureștiului. Aici, alături de Biserica Florindarului, era și un cimitir care există, dar mai era ceva, Academia Domnească, făcută de către Șerban Cantacu din nou și Constantin Brâncoveanu și retransformată de Caragea Dodea într-o și de Gheorghe Lazar într-o Academie Românească. Aici a fost prima universitate românească. Bun. Acolo se găsește Hotel de Boulevard, care este primul mare hotel al Bucureștiului. Făcut în stil Belle Époque, de către arhitectul Orescu. Din cele mai frumoase hoteluri are Bucureștiul. Dar la parterul hotelului exista librăria Alcalai, cea mai mare și cea mai interesantă librărie, pentru că avea și o preocupare de culturalizare, făcută o editură, edita cărți speciale de cultură la prețuri foarte ieftine, tocmai pentru ca să ajute pe studenți, pe elevi. Deci, librăria Alcarai, hotelul pe Boulevard. Iar aici am strigat, aici în Sfânta erau trei case. Era o farmacie, clubul de partid și o casă greceană. Iar peste drum, unde se găsește blocul ăsta urât, exista o casă, se numea Casa Greceană, unde, e interesant, Pop de Sat Mareș a instalat primul atelier de fotografie. Aici a fost primul atelier de fotografie din ale Pop de Sat Mare. Librăria Alcalai, Pop de Sat Mare, Casa Greceană. Să trăiți cu Mărțula. Am întors că am trecut peste Capșa. Da, hai că ne întoarcem înapoi la Capșa, da? Întoarcem la Capșa. Așa. Aici a fost pe vremuri o sală de spectacol, sala Slătineanu. Și după aceea a luat-o Grigore Capșa, care învățase cofetăria și cafeță. La Paris, la Boissier, unul dintre cei mai mari cofetari ai Franței, și a făcut aici această cofetărie cafenea, care a fost celebră în toată perioada care a precedat venirea comuniștilor. Până la comuniști a fost o citadelă a elitelor bucureștene. Mai ales boierimea românească venea aici, marea burghezie venea aici. Nu atât la restaurant, cât mai ales la cafenea, la cofetărie. Este una din cofetăriile cele mai. Era și o bombonerie. Nu se concepea să faci un cadou la cineva decât cu o bomboană de la Capșa. E cam asta am făcut. Am povestit. Acum mergem acasă. Vă mulțumim tare mult, domnule academician.